Salutare la toți! Astăzi, în acest video, vreau să vă arăt ce lucrez eu la începutul săptămânii, ce voi face săptămâna aceasta. V-am promis încă al doilea video cu firele mele pentru vară. O să fie, cred că o să fie mâine, da? Dar astăzi o să vă arăt ce fac eu, ce lucrez. Și tricotez și brodez, dar deși broderiile nu vă arăt aici vouă, și croșetez. Așa, vreau să vă arăt, iată aici am gemuri diferite. Este jumătate bumbac, jumătate acril. Iată așa, gem se numește Lanosa. Aici avem un gem 50 de grame, 140 de metri și în gem sunt 50% bumbac și 50% acril. Acest fir iarăși este din aceeași categorie și majoritatea, iată, aceste culori este Yarnart Jeans. Posibil că o cunoașteți acest fir pentru că este foarte popular. E foarte bine de lucrat cu el, de tricotat foarte bine, deși eu am și croșetat cu el. Cândva el era puțin mai subțire, îmi pare mi se, și era mai moale. Acum tot, deși în lucru cu croșeta, vara cred că este cald în ele, pentru că oricum este firul grosuț. Iată așa, iarăși este Arnargen și mai am un gem alb, este Gazal. Tot ceva jumătate bumbac, jumătate acril. Aici este 55 pare mi se bumbac și restul 45 acril. Și mai am și roz. Și iată, eu vreau să fac un pulover pentru mama mea, pentru că ea și vara poartă seara un pulover, coftițe, pentru că este pentru ea este răcoare, da? Și am hotărât că dacă va fi din fir de culină ceva, o să fie cald, dar din bumbac cred că o să fie super. Și iată, uitați, vă fac un pulover reglan și aici mă joc cu culorile. Iau o culoare, scot și apoi pun altă culoare. Și știți cum fac eu? Iau acest pachet și închid ochii și iau cu mână ce culoare îmi cade, ce o tricotez mai departe. Și iată, iese așa frumos. Mânicile, cred că o să-mi ajungă și pentru mânice, voi vedea, întâi voi tricota până la elastic în jos și deja când va fi gata această parte a corpului, voi tricota și mânicile, vom vedea cum vor fi, iarăși cu culorile astea, va fi tot așa în dungi sau va fi altfel, o să vedem. Și îmi place această lucrare, e plăcută. Așa, mai departe, croșetez un maio, mi-au rămas fire, un maio pentru un crop top pentru plajă. Va fi scurtuț. Iată aici, asta este Naco Coco, bumbac 100%, mersirizat. Și maiouri scurtuțe va fi. Iată, am croșetat prima parte. O să fie aici dantele tot așa croșetate. Aici va fi croșetat frumos, va fi făcut. Jos o să am undeva la 5 cm al desen. O să-l croșetez așa invers. O să fie partea care va fi frumos, pentru că aici este desenul destul de simplu și o să vă arăt ce o să se primească, da? Când va fi gata. Se croșetează foarte ușor și repede. Sper că până mâine chiar să fie gata. Deși e posibil de făcut într-o zi, da? Așa, și ultima lucrare care este, nu săptămâna aceasta, astăzi lucrare, lucrez cu ea, că săptămâna aceasta eu cred că vor mai fi alte lucrări.
care le voi începe sau o să iau din cele ce am deja începute, că am multe. Tot nu le arunc. Aici sunt fire care eu aș mai vrea să fac așa maiouri. Dacă o să vă placă, de exemplu, acest model, să-mi scrieți, vă rog, în comentarii când va fi gata sau chiar acum. Și am să fac colecție, să vă arăt cum se croșetează, dar deja am să aleg din aceste fire ceva. Sunt rămășițe de fire și tot bombăcel cu bambuc și este flowers, iar în Tahiti. Și am să combin ceva și am să vă arăt cum se croșetează dacă vreți. Da? Doar că să-mi scrieți în comentarii. Dacă va fi câteva persoane, sigur că am să vă arăt. Am să fac încă unul și o să vă arăt. Și lucrarea 3 este o fustiță. Croșetez din fir Pehorka ajurnaia, este fir rusesc, din păcate nu pot să vă spun metrajul pentru că nu luam. Aceste etichete au fost, dar s-au pierdut. În gem sunt 50 de grame, dacă nu mă înșel, și iată am mai multe culori. Este o fustiță pentru doamnă, doamna este destul de mărunțică, subțirică și de aia apare fustița nu mare tare. Va fi lungă. Cât de lungă vom vedea, cred că încă 25 de centimetri am să croșetez și jos o să fie undeva la 10 centimetri, poate mai mult, alt desen. Cred că va fi interesant. Acum încă nu este clar desenul, să vă întorc să-l vedeți. Iată cum arată. Și cred că această lecție va fi pe canal, o să puteți să vă faceți ce voi pe o fustiță. E posibil de făcut la orice mărime. Această fustă se croșetează acest elastic și acest elastic se croșetează ca un centimetru. El se croșetează, iată așa, în rânduri, în rânduri, în rânduri și îl luați ca un centimetru și îl puneți la talie pentru cine vreți să croșetați. Mai mult sau mai puțin și după aia urmați tot ce vă arăt eu în video și faceți la orice mărime această fustă. Și nu numai aceasta, de obicei toate fustele care eu le arăt se croșetează la orice mărime pentru că eu practic acest elastic și cu acest elastic e posibil de croșetat la oricine. Iată, așa că o să facem și așa o fustiță. Și numai decât să aveți așa fir, orice bumbac. Orice bumbac, doar că să nu fie gros, să fie undeva în 100 de grame, 500 de metri sau 490, 510 sau în 50 de grame, să fie undeva 200 și ceva de grame, de metri, da? Așa, să fie potrivit de gros. Așa, dragii mei, v-am arătat totul. Ne întâlnim mâine, da? O să vă arăt firele mele pentru vară și dacă o să vreți, iar scrieți-mi în comentarii. O să vă mai arăt firele, de exemplu, cu mohair, dacă vă este interesant, și apoi cu lăniță, dacă iarăși vă este interesant. Și săptămâna aceasta, cred că va fi un video, vreau să cumpăr niște fire și iarăși o să vă arăt. Abonați-vă și scrieți-mi în comentarii dacă vă place, pentru că dacă nu îmi scriți, îmi pare uneori că nu este interesant și de asta nu prea mă atrage să filmez. Când sunteți mai activi, și eu mă bucur și vreau mai mult, mai mult să fac pentru voi. În rest, oricum eu croșetez și tricotez. Doar că nu arăt totul, pentru că dacă nu sunt comentarii, nu sunt like-uri, nu mă priviți, de exemplu, și ia eu să cot că nu vi este interesant. Bine, dragii mei, vă doresc o seară bună, vă iubesc enorm de mult, pa, pa!